nu știu unde mă mai uit acum. Păi cred tu ai că... una și acolo și acolo. Hai că mă uit-o la acolo, tu te uiți acolo. Da. Ok. Uite. Salut, eu sunt Paul. Salut, eu sunt Marius. Again, Marius. Bun, ne-am întâlnit astăzi din nou să vorbim despre tema muzicală. Ce înseamnă o temă muzicală? Cunoscută și motivul muzical. Motivul? Da. Nu știu, da, se spune și motivul, nu se spune, nu e refrenul. Motiv fiind ceva care, pe care îl regăsim, da, în cadrul unei lucrări de mai multe ori și care este dezvoltat. La început motivul este dezvoltat într-o frază muzicală. Uh-huh. Da, exact ca și într-un text, dacă vrei, exact. Până la un dans, punct. Și la dans contemporan, da. La fel, avem o frază de mișcare după care o dezvoltăm. Fraza care conține o întrebare și un răspuns. Uh-huh. Adică, de exemplu. Și... Deci avem prima parte cu... Tema. Da. Asta este întrebarea, da, și... E ceva din da? Temă tot se duce mai departe un pic. Da, nu? Și se dezvoltă. Și se dezvoltă puțin, da. Ai simțit, da? Da, da. Bine, temele noastre sunt cunoscute, le avem, le întâlnim peste tot, adică avem multe teme în urechi. Bineînțeles. Fără să ne dăm seama că sunt teme sau fără să ne dăm seama că... Celebra lui Beethoven. Exact. Aceasta este o temă care imediat după și de dezvoltarea. Da? Am mai adăugat o notă în plus. Ai auzit-o, da? Da. Deci tema de fapt e motivul principal al piesei, de unde care declanșează, adică pe temă se construiește după aia. Nu? Da, uite, în cazul lui Beethoven avea această chestie deosebită a lui, în care tema era dusă, întoarsă pe dos, dusă în toate tonalitățile posibile, schimbat tonalități, modulat tot timpul. Îl recunoști foarte ușor pe Beethoven odată ce începi să studiezi muzica cultă, în special pentru faptul că modulează foarte repede, adică schimbă tonalitatea principală. Suntem cum în... se poate schimba o tonalitate principală? Adică cum faci? Păi uite-te exact asta. Ia. Și aici noi suntem în do. Da. Și am schimbat într-o și aici... Da, am trecut direct complet altceva. Da. Și deci mergem mai departe. Aha. Da. Bun, deci tot timpul schimbăm. Știi că întâlnim chestia asta, variațiuni pe aceeași temă, de exemplu, sau întâlnim... Exact, asta este ca și cum în ziua de azi am numit o piesă un soi de remix, dacă remix. Vrei. Dar un remix mai prelungit, așa. Uh-huh. Cam asta fac DJ-ii de azi. Asta preiau chestii... Preau bucăți muzicale sau teme celebre pe care le dezvoltă altfel sau special pentru dans, în primul rând. Ai făcut asta? N-ai făcut asta? Da, bineînțeles. În colaborarea mea cu Gigi Căciureanu, cu maestrul coregraf, în una din piesele care am lucrat împreună, piese de teatru dans, am preluat teme din Mozart, le-am dus într-o altă zonă, am pornit de la temele celebre ale lui Mozart, poți să arăt dacă vrei un exemplu, din Sinfonia 40, sună cam așa. Ceva de genul ăsta, da? Da, dar n-ai cum să nu pleci cu tema în urechi, adică de la un concert pleci tot timpul cu tema în urechi. Da, din câte vezi, la un moment dat am scurtat-o, am lăsat doar o parte din ea, pentru că practic poți să te joci. Asta spunea, variațiuni pe tema. Variațiunile cam asta înseamnă. Dar spunem într-un concert simfonic, într-o orchestră simfonică, tema o regăsim la fiecare instrument. Adică... De multe ori se întâmplă asta, bineînțeles. Tema muzicală este preluată
de la un instrument la celălalt, este o întreagă legătură între toate instrumentele, o legătură care se numește contrapunct. Compozitorul îți găsește tema, adică tema funcționează ca o bază a ceea ce urmează să construiești. Bineînțeles. Sau poți să găsești tema după aia. Există varianta în care se întâmplă și asta, de multe ori, dar asta odată cu apariția tehnologiei. Când de multe ori ai tendința ca și compozitor să te joci, să scrii prima oară niște tobe care pot să te inspire sau nu, sau un acompaniament chiar după care să inventezi tema. Niciodată nu o să știm cu siguranță dacă prima oară a fost tema sau nu la orice lucrare, dar cel mai sănătos este să pornești de la o temă solidă, care aparent poate să fie foarte simplistă. Simplă sau simplistă? Și simplistă și simplă. Așa. Dar care datorită împănării cu diferite elemente orchestrale. Se devine foarte complex. Da. E obligatoriu să începi cu tema? Nu. Da, în general cu tema se începe, dar nu e neapărat. Nu e o rețetă. Nu e neapărat. Am înțeles că am văzut că unii pregătesc și apoi intră cu tema. Se poate face o pregătire, da. Tot așa. Bun. De oricum, cu tema plecăm de la un concert. Trebuie absolut. Cu asta fredonăm când ieșim din sala de concert. Fredonăm când veți fredona ceva, să știți că aia e tema. Pentru că pe aia o reținem. Aș mai spune că mulți compozitori așa au preluat și ei teme și au jucat rolul DJ-ilor de azi, dacă vrei, și au preluat teme compuse înaintea lor, da? Adică și în 1800 și în 1700 se întâmpla asta, să preiei teme și să le refaci. De acolo a pornit variațiuni pe aceeași temă. Sunt mulți compozitori care au făcut asta. A preluat niște bucăți. Tinerilor care sunt la noi, că de multe ori când merg la concertele alea de pe marile arene și sunt fascinați de DJ-ii care pun muzică, DJ-ii pleacă de la, chiar de la teme din muzica cultă pe care le-au dezvoltat și le-au făcut, nu? Unii da. Uite, unii în cazul lui Tiesto cu Tiesto, Adagio for Strings. Exact. O piesă a lui Barber, de fapt. Un compozitor american din secolul 20. Nu este un lucru nou. De multe ori temele muzicale te inspiră în așa măsură încât tu poți să creezi ceva poate mult mai amplu. Uite, vezi George Enescu cu Rapsodia, care acolo-i temă principală, este preluată în proporție de 100%, adică... Mă dai seama cum ar fi sunat, nu știu, astăzi. Chiar și așa, nu sună destul de modern, pentru că... Te ține tema? Da, dar vreau să spun că ceea ce am încercat eu acum, poate nici nu este atât de modern, pe cât de modern era, de fapt, Enescu acum 50 de ani. Sunt Marius. Eu sunt Paul. Și împreună promitem să ne vedem și data viitoare la episodul următor, nu? Cu siguranță.